Bă, când vii la casa ta, cred că ți-o lua casa ta foc un pic. Bă. I'm not joking. Bă, vezi că e la turnul tău. Hello, animalelor! Suntem în primul episod din Kiki Craft și acum vedeți că am o grămadă de moduri și căcaturi și asta am făcut-o special, să fie cât mai interesting pe aici. M-am mutat de la locul trecut care l-am găsit, că era un loc unde apa acolo nu mi-a plăcut. M-am mutat aici și am o apă foarte faină în jur. Am fost să minez o țără off-camera și am vreo 3 stack-uri de fier și alte căcaturi pe aici. Și cam mai ne vom stabili și că o să mă duc să mă întâlnesc cu Kirito cât de curând. Să-l Da. văd și pe handicapatul ăsta. Păcate E nu și mă știe Kirito aici nici. cu mine. Bă, din păcate nu mi-e numărul. Da, zi-mi eu, Andrei, nu Îți zic așa. Sonic. Mamă, nu, zi-mi Andrei măcar, totuși. Sorry, eu zic Kirito mereu. O Aoleu, să mamă, încerc. of, doamne. Sunt aici cu Sonic 9221. Să cam pierdut în timp, omul meu. Na, nu și tu cu glumele astea, te rog. Ok, deci am văzut coordonatele, o să vin la tine, I guess, atunci. I'm approaching your destination. Numai să scap de minus X. Nu știu cât. Mamă, n-am luat multă mâncare cu mine. Shit. Pe care ceva să-mi dai. A, E țup. patru. Eu Am patru pucăți de pâine la mine. nu suport oak. Lemnul de oak e efectiv gen copacul în sine mi se pare de care au lătut-o la builderi. Bă, Culoarea în sine e fain dacă știi ce să faci cu el, dar în rest, da, sunt mai faine alte tipuri. e... Nu că ideea e că pe el îl poți folosi pentru a deschide build-ul, nu ca să... Erau. Am să cobor pe lângă zombii ăștia doi. Hai că ies din minus și după aia mai am 300 de blocuri până la tine, ok. Hello, I see you, your turn. Așa. Yes. Ah, ce frumos arată. Ai pus campfire-uri ca și logii. Da. Faină ideea, dar n-am văzut până acum. Oh, cât se folosește. N-am Și vine văzut. copilul de pe mine. Ia să-ți inspectăm locuința aici, dacă îmi pun un waypoint la tine, just in case. Puneți un pal lângă, că dacă iei patul meu, mi fute mie Nu, zic spawn-ul. că îmi pun un waypoint cu minimapă, gen journey Ah, mode. și să-mi dai și mie modul. Hello! How you doing? Da, ia vino un pic în tot să vezi. Ok, vin. Aici e ca să... Dacă vreau să mă sinucid, Ok. aici să fac gen portalul. Ok. Și ca să vezi ce avem nevoie de la. Rog să nu rămă fără de mine. Rog să nu rămă fără de mine. O să rămâi fără de nou. Taci. Eu cu Timo avem ceva de discutat. Pentru că, ca în toate chestiile bune, trebuie să avem și o alianță, zic eu. Grrr. Yes. Și trebuie să avem și probleme, că dacă nu Da. sunt probleme, hai să intrăm doar cu Claude, hai în hatul Da, meu. hai în căsuța ta. Așa. Deci, ia zi, ce vrei să facem exact? Că eu mai duce peste cineva la un moment dat ca să mai fur din chestii, să mai fac niște glume, prank-uri, just a prank, bro, chestii din Vom astea. face o alianță. Foarte Bun, pe frumoasă. tine să numești alianță pentru că eu n-am idei și știi ce idei proaste am eu. Vrei să numesc eu alianță, îmi dai mie onoarea. Îți las eu onoare, haide, spune. Ne vom numi pierduți în timp. Dacă o să mă gândesc mai bine, scuze că te-am lăsat pe tine. Iată, o Ok. facem în engleză. Stone Forged. Stone Forged. Da. Ok, Stone Forged, ne vom numi Stone Forged. Atacă! Deslănțuirea! Vom cuceri serverul ăsta. Vom face comunism în el. Da. Exact! Eu sunt bun dictator, să știi, Kirito. Eu, Dacă e te să fiu crezi. dic... Eu sunt un fel de Stalin, dacă nu mă cheamă Stalin. Stoneforge Alliance Members. Și ar Ce trebui și aliens, un mă? banner. Hai să facem și un banner. Ce aliens? Alliance, Ah, Alliance, Timo. pardon, Alliance, Alliance. sorry, am zis greșit, sorry. Da. Oh. 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 I'm coming. Da. Of, Timo, ce mă fac cu tine? Păi atunci o să avem o alianță foarte frumoasă în care ne vom ocupa de anumiți membri. Oh. Bro, nu te prăjești încă. Ai ceva mâncare, by the way? Te rog Am frumos.
Arcezau. Yeah. Vezi că deja am alchimite. Știi că asta trebuie să te duci logic și normal în Nether ca să iei Blaze Rose, da? Da. E, am furat. Guess what? Și eu am una furată. Români! Ne pricepem la așa ceva! Nu neapărat la furat, pe modul noi ne descurcăm, suntem români! Noi suntem români! Noi suntem români! Noi suntem români și deci am uitat! În spatele tău, băi! Oh! Mersi foarte, o, direct cărniță. Da, hai, boafă pe drum. Ok, arigato, Kirit, Sonic 9221. Oh, nu. Hai că o să mă întoarc înapoi la mine. Da, da. Ca să îmi fac și eu ceva productiv la zona mea. Bun. Hai, face rule 34 cu mine, te rog frumos. Cât de mult plătești, fără miște? Bă, să glumeam, tu care ai face? Pentru bani, da, aș face și fără porn. Ai face rule 34 cu noi doi? Nu. Ok. Cu noi doi nu, îmi pare rău. N-ai șanse la mine, te văd ca un frate, Maxim. Ce fucking ustic. Ești un brother zone, îmi pare rău, frate. Să faci un niște pită pe aici, deci... La zona mea, câți copaci am de defrișat? Ha, dar măcar să am lemn pentru casă după. Tăie în copaci, mamă, deci o să am de defrișat aici un căcălău, Jesus. Ce-mi place cum s-aud păsările pe moduri, ca am sunete de immersive și aud păsările. Dar de la ce a venit Timo cu C? Spuneți-le, domnule. Păi, în primul și în primul rând, Timo vine de la Timo din League of Legends, Liga Legendelor. Sunteți la fel de cancer ca el, domnule. Exact. Și PC, să zicem că vine de pe vremea când pe Coldin îl chema Satana PC și mi-a venit mie ideea să pun Timo PC, de ce nu știu. Și așa am început să fiu Timo Calculator. Yes, domnule calculator. Sunt un calculator, plin de furry porn and hentai all along. N-o să te judec, ești un degenerat. But Kirito-san, rog, just go commit se pun. Go die. Oh god. Po chestie bună pentru omenire, omoară-te, eu spate. Tu te-ai gândit vreodată că caracterele noastre fiind pe Minecraft fiind niște cuburi? Practic noi mai aveau o pulă pătrată, nu? Și niște coaie pătrate. Bă, da, dacă duci pe Pornhub, crede-mă că sunt animații cu așa ceva, dacă chiar dorești. Mai ales că dacă vezi o fată, the booba are squares. Yeah, they're not boobas, they're squares. Yes. Fata, vezi, ți-a atic cuburile. Acolo mai zici bine, zici cuburi. Draga mea, coaiele mele sunt atât de cubice încât... Dacă ți arăt perimetrul pulii, o să fii udă. Nu știu de cum vrei să zic asta, Ren, dar vreau să dau așa un subiect total out of context. Dacă filmezi și repaci chestia asta, e clar. Eu mă gândeam sincer să facem și un podcast. Să știi. Un slime și un handicapat. I'm a slime, watch me multiplying. Da, tu n-ai nevoie să te multiplici. Asta sunt atrist. You don't require pussy to reproduce. I don't need pussy to reproduce. Evident, mă multiplic singur. Domnule Timo, cum ați ajuns să fiți mare vrăjitor level 5000? Păi vezi, tu am rămas virgin până la vârsta asta. Da, un lucru știu că voi fi un shiny Pokémon, nici dracu nu mă prinde, sunt atât de rar în puii mei. I just evade every time I see a woman. Timo, du-te înapoi în minte. Bă, tu crapă-i minge, auzi? Ce minge, mă, că ai și Minecraft, nu s-o există minge. Pardon, Timo, în cub cu tine. Așa, hai că am defrișat niște copaci. Mamă, ce frumos arată acum. Ok, deci am defrișat aici un căcălău. Arată mult mai bine și acum am spațiu mai liber să-mi fac locuința. Aș începe cu o căsuță, dar mai întrebe lemn, nu știu, un lemn mai diferit, că nu mă au cam aici. De ce am atâtea flori la mine? Mă duc la flori, Ghirito, să-ți dau un buchet de flori. Poți am dat un buchet. Oh, God. Ia, cât fier s-a făcut? Poți să-mi fac și o armură de fier? Desigur că pot.
Oh, da. Ok, so. Mergem în aventură! Ne trebuie un alt tip de lemn și... Tito, ai tu ceva lemn diferit pe acolo pe la tine? Am de toate. Da? O să trec pe la tine. O să-ți fur niște lemne. Narwhals swimming in the ocean, causing a commotion, because they are so awesome. Narwhals, pretty big and pretty blind, and pretty appearing in a fight. Like a underground unicorn, and a special horn, and a child of the sea. Narwhals, they are narwhals, they are narwhals, and the shit kebab, narwhals, narwhals. Yeah, trebuie să fac ăla și să fac portalul, să fac o zonă mică de portal în care să... pe care o să o extind după, gen, în sensul să fac, gen, zici că e de ritual satanic de sacrificiu. Fac numai content pentru copii, că nebunesc dracu, să am 25 de ani, ce content de copii. Păi tu înainte te bazai să faci content de copii înainte? Content de copii, eram copil și eu. Bă, da, practic și eu, dar eu nu prea făceam de copii, că eu înjuram ca dracu și astea. Așa înjuram. Așa înjuram ca dracu, eram ultimul, v-am ieșit în cam o gură spurcată, adică. Doamne, parcă și văd când să am un copil și să zică, pula, sau, te dracu. Am să fie pe modul, mamă, să-i al meu, păi. Tu nu-l auzi? Cum să fie al tău? Păi asta e... jură? E al meu? Tu crezi că eu nu-i jur, femeie? Bă, când vii la casa ta, cred că ți-o lua casa ta foc un pic. Bă! I'm not joking. Bă, vezi că e la turnul tău. Foc? E. Yeah. Coaie, de unde? What the fuck? Bă, nu știu. Cred că și în casă. Bro, eu n-am dat foc la nimic, what the fuck? Deci să ai tu și la casa mea acum? Yes, la casa ta. Și ce-a la foc? O țără în... gen în ăsta tău, cum să zic. Hai că la turn e ok că s-o mai stins, dar aici un pic înăuntru, în casa ta, gen. Dar n-am luat mult nimic foc, what the fuck? Bă, nu știu, cu aia am văzut fire. Bă, aveam un fireplace în mijloc, gen, dar aia e singura chestie. Dar n-am luat nimic foc, what the fuck, man? Bro, eu am stins, gen, you know. Ia, dar nu-mi dau seama. Ia vino un pic să vedem, că eu n-am umplat deloc. Ai mai sensul din el? Hai că-s aici, în casă, la tine. Vino. Că vin acum. Hai, unde ești? What? În casă. Păi, șos, în casă. La tine sau la mine? La tine. La tine în casă, unde ești? Eu nu sunt. Bro, te-am văzut și ai plecat, bro. Înapoi. A, e. Ce? Sunt în casă, mă vezi. Nu te văd, what the fuck. Bro. Bă, du-te mă, drac. Ce? Du-te mă, n-ai bine. Salut. Wow. Alu, ce faci? Ieși, am zis. Bă, lângă că ai făcut mișto că abia ars casa, ai făcut și gruma asta. Ia cumva să te aduc acasă. Între toate glumele posibile că ai... Bă, da, îmi place că te vedeam așa, dar nici nu mă vedeai. Eram pe modul, bă, unde dracu? Ce bă s-ar uita sub pat? Adică, bă, bune acum. Eram așa, ce la aici? Serios, bro. Dar cum de că m-am seama, am mișcat eu și m-ai văzut după? Fuck. Da, gen, eram pe modul, bă, ăsta, noi, ăsta e handicapatul s-a pus acolo, nu te cred, bă. Îmi place că te uitai că a pus și mă uitam așa la tine subtil. Adică pe și să s-a ascuns sub, mă, bă, gamea. I'm under your bed, bro. Yeah, you're under my bed. De acum nu mai poți să stai safe la tine în pat. Poate stau eu sub el. Așa, just watching you. Da, mai apare încă un timp, adică apat randomly. Ok, hai să mă duc să iau lemne diferite, dacă tot. Vin la mine să-mi pun niște saplings. Ah, da? Ai și lemn? Da. Sau numai saplings? Am mai mult, n-am lemn de, și pentru tine, am lemn doar pentru mine, gen ia și tu vreo 3 saplings și... No, bun. A, uite-l,
Bun, gata. Ok, o să mă duc înapoi foarte frumos, mulțumesc foarte mult. N-ai pentru ce, bostulică, n-ai pentru ce. We're gonna make some wheat, niște pâine, că am furat mâncare, da, Timo-i furăcios. Cu asta o să încep să construiesc o casă. I wanna fuck a monkey, I wanna fuck a monkey, I wanna fuck a monkey early in the morning. Băi, eu nu știu, dar vreau să fur villagerii de aici, like, vreau să-mi fac sistemul ăla frumos de la mine mai durează până fac asta, sedul. O să-mi fac și eu, stai chill. You fuck slavery cu ei, stai să vezi. No, păi și eu la fel. Gândim la fel deja. De asta suntem noi în această uniune specială. Da. Alianță. Make the villagers suffer. Ei n-au drepturi. Sunt NPC-uri, ei n-au drepturi. Exact. Exactly. Băi, eu parcă simt așa încet, încet că... Te ia pe care? De unde știi cum să zic asta? Gândim la fel. Gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Porcăria aia de melodie, doamne. Nici pula nu mai pare mare. E un destin care ne leagă. Doamne, nu, e căcarea care ne leagă. Leagă căcarea. Ne leagă căcarea împreună. Ne ține și nu ne mai lasă. Și nu trece ora 10 și căcarea. Iar ne trece căcarea. Nu mai ia. Trece ora 10 și din cur s-ar scânte căcarea. Nu mai e. Ok, so am construit o pica din bază, să zicem așa. Vreau să am o idee să fac un fel de castel. E un castel, un bază. O să fac o bază, cine voi face, voi baza pe un tip de bază, nu pe casă, ci o bază. Și o să încep cu un turn, care turnul ăsta probabil că o să-l conectez în două case, să zicem, una aici și una aici. Și cu timpul poate chiar mă voi extinde, o să am o idee. Deocamdată am făcut baza și cred că o să continuăm în următorul episod. Așa că eu am fost Timo și vă zic salut! Și ne vedem în al doilea episod din KikiCraft SMP. Let's go!